După pâinea cu proteină din carne, Universitatea Dunărea de Jos din Galați a revenit cu o nouă inovație. Este vorba despre un procedeu prin care se obține o folie biodegradabilă din prelucrarea sângelui de animal. Trage tu mai mult de el. Îl compar cu cei pe piață. Profesorii gălățeni au lucrat mai bine de 3 ani pentru a dezvolta metoda de prelucrare unică în lume. Această soluție a noastră a fost recunoscută ca noutate mondială. Astfel, procedeul de obținere a acestei folii biodegradabile are la bază prelucrarea sângelui animal. Acest sânge reprezintă o rezervă aproximativă de 30.000 de tone la nivelul României și undeva am estimat noi la în jur de 4 milioane de tone la nivel mondial. Deci există o rezervă absolut suficientă. Folia poate fi folosită direct pe alimente sau în producerea de pungi și ambalaje biodegradabile. În pământ am cântărit o bucată de folie, am introdus-o la câțiva centimetri în pământ și la 2 săptămâni n-am mai găsit nimic. Compoziția sângelui este foarte apropiată de compoziția proteică a unei cărni slabe de vită. Există o competiție intensă pe piața mondială de producere a foliilor biodegradabile.